A fost odată o fată oarbă care se ura pe ea însăși că era oarbă. De fapt, ea ura pe toată lumea cu excepția prietenului ei iubitor. El era întotdeauna gata să o ajute. Într-o zi, ea i-a spus lui, dacă aș putea să văd lumea, m-aș căsători cu tine. Într-o zi, cineva i-a donat o pereche de ochi. Când i-au fost îndepărtate bandajele, ea a putut să vadă totul, inclusiv pe prietenul ei. El a întrebat-o, acum că tu poți vedea, te căsătorești cu mine? Fata s-a uitat la el și a văzut că el este orb. Numai că văzând ochii lui închiși a șocat-o. Nu se aștepta la asta. Gândul că trebuie să se uite la ochii lui închiși toată viața a făcut-o să-l refuze. Prietenul ei a plecat a doua zi și i-a scris un bilet spunând să ai grijă de ochii tăi, dragă mea. Pentru că înainte de a fi ai tăi, au fost ai mei. Așa este și cu mintea omenească, care lucrează aproape întotdeauna când starea noastră se schimbă. Numai câțiva dintre noi ne reamintim cum viața noastră a fost înainte și cine a fost alături de noi în cele mai dureroase situații.